Puiul de urs a fost găsit în cursul zilei de miercuri în curtea unei pensiuni din comuna Mălini. Autoritățile au fost sesizate prin apel la 112 și au constatat că puiul de urs a ieșit din habitatul natural și a ajuns în intravilanul localității. Reprezentanții Ocolului Silvic Mălini au preluat ursulețul și l-au dus în cantonul Silvic Muncelu, acolo unde a fost hrănit și ținut în siguranță. În urma examinării de către medicul veterinar, s-a concluzionat faptul că starea de sănătate este bună, animalul este vioi, energic și nu prezintă leziuni sau alte semne de boală. Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava și Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava au făcut demersurile necesare, iar vineri puiul de urs a fost relocat la Centrul pentru Reabilitarea și Îngrijirea Urșilor Orfani din localitatea Balan, județul Harghita.